Este posibil să ai parte de un randament compus din creștere și dividend de peste 10% pe termen lung. Un faul grosolan asupra dividendelor nete încasate lunar de mine, cu o scădere de aproape 6 dolari lunar. Nu am decis încă ce voi face cu... Salutare Roinvest, salutare privitori, înregistrez în data de 7 februarie, suntem la episodul 25 și vorbim despre activitatea din portofoliu din luna precedentă, ianuarie 2024. Mai nimic spectaculos în ianuarie, în ton cu strategia DGI, am făcut doar 3 achiziții, nivelând peste poziții existente cu companii din 3 sectoare diferite. În continuare și la acest nivel al pieței există câteva oportunități, mai ales în sectoarele imobiliare, utilități și medical. Pentru cei mai noi privitori, am un portofoliu cu o valoare care oscilează pe lângă 130.000 de dolari, format în totalitate din companii care oferă dividende pe care le cresc an de an preferabil. Am investit în urmă cu vreo 3 ani o sumă mai mare de bani în formă de lump sum, adică toată suma aproape în același timp. De atunci, în mare parte, doar încasez și reinvestesc dividendele lunar și urmăresc evoluția portofoliului de la lună la lună și de la an la an, iar pentru 2024 mi-am propus să mai adaug și câte 500 de dolari în fiecare lună. Cu toate acestea, componența portofoliului este încă dinamică, oscilează ca și număr de companii, deoarece, în funcție de oportunitățile din piață, mai fac și ajustări, adică realoc sume din unele companii în altele, în funcție de criterii pe care le-am mai menționat în episoadele precedente. Așadar, prima companie cumpărată în ianuarie a fost Eversource Energy, ticker S, companie din sectorul utilities, înființată în 1966 cu numele de Northeast Utilities, ticker NU, redenumită în 2015 în Eversource Energy, care operează pe 4 segmente, Electric Transmission, Electric Distribution, Natural Gas Distribution și Water Distribution, deci destul de diversificată, dar cu pondere mai mare în electricitate, unde deservește aproximativ 75% din totalul clienților săi. Restul de 20% și 5% sunt clienți pentru gaz și respectiv pentru apă. Iar pentru partea de gaze, Eversource Energy sunt o idee mai puțin expuși riscurilor mediatizate recent, deoarece se ocupă doar de ultima verigă din lanț, aceea de distribuție finală. În schimb, în partea de electricitate, aceștia nu se ocupă doar cu distribuția finală, ci și cu transmisia sau transportul energiei electrice, dar și cu producția din sursă solară. În ceea ce privește dividendul, Eversource tocmai ce a bifat a 24-a creștere anuală, consecutivă și disciplinată și urmează să obțină statutul de dividend aristocrat anul viitor pe vremea asta. Creșterea cea mai recentă a fost de 5,9% acum câteva zile, în linie cu DGR pe 5 ani de 6%, la un payout din earnings foarte linear în jur de 62%. Deloc rea creșterea, ținând cont de contextul actual și de faptul că Eversource se află la un randament curent al dividendului de peste 5%. Spuneam și după prima achiziție că ador să văd asemenea disciplină și constanță la companii, iar cele din utilities bifează de obicei destul de bine aceste aspecte, deoarece sunt mașinării de cash constant în creștere și destul de sigur. Or fie ele mai slow growth, dar în mod normal compensează cu o siguranță sporită, iar dacă le mai și cumperi la un preț cât mai corect, este posibil să ai parte de un randament compus din creștere și dividend de peste 10% pe termen lung. Sunt tare curios în același timp ce va face și UGI pe termen scurt și mai ales la următorul dividend trimestrial anunțat. Deci, în ianuarie am făcut a treia achiziție de Eversource, 5 acțiuni și încă nu o consider o poziție completă, dețin 20 de acțiuni în momentul acesta la un preț mediu de 58 de dolari și un randament total curent de minus 5%. A doua companie cumpărată în ianuarie a fost CVS, companie din sectorul healthcare, care își trage numele de la Consumer Value Stores, cu un market cap de aproape 100 de miliarde, fiind cel mai mare lanț de farmacii din US după numărul de locații și revenue din medicamente și principalul competitor pentru Walgreens pe nișa aceasta. Pe de altă parte, cele două companii sunt încadrate în sectoare diferite, cumva CVS nu se încadrează foarte bine într-o strategie DGI, are un streak de plată de dividend neredus de 27 de ani, dar streak de creștere de doar 3 ani. De ce asta? Pentru că în 2018 au înghețat dividendul după achiziția companiei Aetna pentru 69 de miliarde de dolari, tranzacție în urma căreia au astfel integrate servicii complete de sănătate, incluzând și partea de asigurări și oferind clienților, îi citez, o oportunitate să obțină o sănătate mai bună la un preț mai mic. După ce au scăzut bine nivelul datoriilor timp de 4 ani, au revenit la creșterea dividendului în 2022, având deja 3 creșteri de câte 10%, luând în considerare dividendul constant câțiva ani, DGR-ul pe 5 ani în acest moment este unul decent de 5,9%. Am cumpărat încă 5 acțiuni în luna ianuarie, peste cele 25 deținute, cu puțin DCA în jos,
ajungând la un preț mediu de 80 de dolari și un randament total al poziției de minus 7%. A treia companie cumpărată în ianuarie a fost Vici Properties, ticker Vici, companie din sectorul real estate, destul de nișată în domeniul cazinourilor, al jocurilor de noroc, unii poziționând-o chiar printre companiile Sins, la fel ca pe Altria sau Diageo, compania cumpărată recent de Claudiu. Își trage numele și tickerul de la celebra expresie rostită de Julius Cezar, Veni Viti Vici, am venit, am văzut, am învins. Are o istorie scurtă, fiind înființată în 2017 prin desprinderea de Caesar, sticker CZR, iar de atunci a tot extins portofoliul de proprietăți, devenind cel mai important jucător din domeniu, se diversifică în continuare, investind în industria hotelieră, în domeniul golfului, al bowlingului și în alte facilități sportive. Aproape 85% din venituri vin de la top 3 chiriași, aceștia fiind Caesars, MGM și Venetian, dar această proporție scade pe măsură ce Vici se va diversifica tot mai mult. Îngrijorător că încasează 39% de la Caesars și 36% de la MGM, pe lângă MPV cu cei 20% de la Steward, n-aș zice, ținând cont că Vici încasează continuu 100% din chirii, având și gradul de ocupare tot 100%, în regim de triple net leases, adică pe lângă chirie și utilități, tot chiriașul achită și mentenanța, taxele și asigurările. Și ce se poate întâmpla cu industria cazinourilor din zona Las Vegas? Probabil că maxim o stagnare și dificultăți minore într-un context de recesiune. Cu toate acestea, Vici este printre puținele REIT-uri care nu au reacționat exuberant la zvonurile cu scăderile ratelor de dobânzi și se află încă într-o zonă de preț acceptabilă pentru mine. Mai mult, randamentul curent al dividendului este de aproape 5,5%, cu o ultimă creștere de 6,4% și un DGR pe 5 ani de 7,6%, în condițiile unui PAO de 75%. Am adăugat în ianuarie încă 5 acțiuni peste cele 40 deținute deja, un ușor DCA în sus, ajungând la un preț mediu de 28 de dolari și un randament total curent de plus 15%. Tot în ianuarie am avut și două creșteri de dividend, una chiar spectaculoasă din partea celor de la T. Rowe Price de 1,6% și una de 6,9% de la Comcast. Astea pe lângă reducerea de dividende la Walgreens, care se îndreptau spre 100 de ani de plus de dividende fără reducere și spre 50 de ani de creștere anuale consecutive, ceea ce le-ar fi adus statutul de dividend king. Un faul grosolan asupra dividendelor nete încasate lunar de mine, cu o scădere de aproape 6 dolari lunar. Nu am decis încă ce voi face cu Walgreens, dar mă mai gândesc. Am încasat în ianuarie 456 de dolari net de la 18 companii, cel mai mult de la Altria, 136 de dolari, de unde am oricum cea mai mare pondere de dividende, peste 9,4%, în diluare de la 10% în urma creșterii celorlalte poziții din portofoliu. Am depășit astfel 14.000 de dolari în dividende nete încasate în total de la startul portofoliului, având o medie lunară de aproape 480 de dolari. Începe să se vadă tot mai bine și mai frumos acest grafic, din luna mai voi intra în al patrulea an, iar linia verde deschisă ar trebui să fie peste celelalte. Atât s-a putut în luna ianuarie, nimic spectaculos, după cum ziceam și la început, voi continua să reinvestez dividendele încasate și să plusez cu 500 de dolari în fiecare lună. Până data viitoare vă doresc multă sănătate, că de restul știu că vă ocupați voi.